Câștigată 1-0 de FCSB. Îi spun FCSB pentru că noi, comentatorii, așa suntem obligați de autorități, însă știm cu toții că FCSB e de fapt Steaua, echipa care nu și-a întrerupt activitatea nicio secundă, e singura echipă cu o prezență continuă în Liga 1 de la înființare. Schimbarea entității care administrează clubul nu aduce după sine modificări pe linie sportivă. Sunt N cluburi mari în lume care și-au schimbat patronii, dar care și-au păstrat identitatea și palmaresul. Și mai știm că lupta pentru numele de Steaua îl lasă rece pe patron. Steaua trebuie să se termine odată și cu povestea aceasta cu FCSB. FCSB e Steaua, punct. A câștigat campionat în toate astea pentru că n-a avut propriul lor stadion. La FCSB, te rog. FCSB. Steaua. Pentru mine e Steaua. Pentru tine e Steaua. Steaua. Pentru că și eu știu că este Steaua, că doar actele și toate astea au trecut prin mâna mea. Deci, Lucescu, bravo lui, și a spus astăzi, a spus un adevăr și lumea trebuie să înțeleagă că acesta este adevărul. El are în părărie, el știe că e Steaua. Deci să vă e Steaua, măi oameni. Eu am fost, de când a luat naștere, pe ce Pițurcă, de exemplu, n-a fost antrenor la Steaua? Ilie Dumitrescu nu, sau ceilalți antrenori care au fost? Păi veneau la FCSB dacă nu era Steaua. Și suporteri, dar cred că aici e echipa Steaua care a fost de mult timp, pentru că am văzut și oamenii care veneau la meci acum 10 ani, când cam asta. Vom considera că Steaua, sau cum spuneți dumneavoastră, FCSB-ul, da, că UEFA atribuie stelele FCSB-ului, FCSB-ului, da, continuitatea și palmaresul stelei. Corect. Deci, o autoritate sportivă fotbalistică europeană recunoaște că FCSB-ul este continuatoare. Numai FCSB, adică asta este denumirea completă, ESA, este continuatoarea echipei Steaua. UEFA a fost informată, s-au operat modificări. Da? Ce simbolistică, nemaipomenită. Nu s-a schimbat nimic la clubul ăsta. A rămas clubul Armatei și unii sunt și mândri de treaba asta. Armata e comunistă? A fost un simbol al puterii comuniste, da. Poliția, miliția, cum era atunci, și armata. Cum când îl cheam pe George Ograru, cum îi zice? Domnul Ograru, și el trebuie să zică ordonați. Că așa se vorbește în structurile militarizate. Ordonați și să trăiți. Adică nu e cu bună ziua, vă rugăm. Au pus pe George Ograru acolo, așa. Câteva zeci de mii de oameni.